Proba oficială înainte de concursul lui Paul, apa e verificată de către biciclistul.ro. E călduță. E călduță, ok. Merge. Paul Georgescu, pregătit de un nou record, de o premieră pentru România, parcurgerea unei mile în apă înghețată. Haideți, copii, să-i scrieți pe mâini, poartă noroc. De fiecare dată se întâmplă așa, pe mâinile sale sunt semnăturile elevilor săi. Mulțumesc că ați venit în număr așa de mare să mă vedeți. Da. Mulțumesc copiilor de la școală care întotdeauna m-au susținut, chiar dacă eram notam în alte țări. Am ținut cu tot din adinsul să fac această probă în România, ca să mă vadă și ei, să mă vadă fizic, să mă vadă live, oficial notând. Vreau să mulțumesc antrenorilor mei, Matei Giurcăneanu, care din 2016, din 2015, nu? 15 am început această colaborare pentru Canalul Mânecii. Continuăm până cel puțin în 2020, cu sper să termin acest proiect Ocean 7, finalizarea celor mai dificile maratoane acvatice din lume. Mulțumesc lui Vali Bunea pentru recuperarea și pentru pregătirea înainte de intrarea în apă înghețată. El este unul dintre cei doi instructori din România, Wim Hof. Nu știu dacă ați auzit de olandezul Wim Hof, care a stat foarte mult în Tibet, dezvoltându-și niște abilități foarte, foarte bune de a reveni și de a suporta frigul. Thank you, Ger, for coming here. Cu Ger m-am întâlnit acum 2 ani, când a notat, cred că e singurul om care a notat în lacul Bâlea. A luat și o amendă pentru că a notat în acel lac, dar toate cursele există o barieră pe care trebuie să o depășești. Acum am avut o dificultate pentru că nu mai știam numărul bazinelor, am pierdut numărătoarea lor și noroc cu Matei, care chiar dacă m-a avut dopuri în urechi,
l-am auzit că mai ai 200 de metri și atunci mi-a dat așa o energie pozitivă. Cred că trebuie să stai bine mental, nu doar nimic, că nu mai simți nimic. După 200 de metri nu mai simți absolut nimic. Mulți ne-au zis că au început prea tare. Matei mi-a dat timpii, da, într-adevăr, am început puțin mai tare decât, dar e și normal. Am încercat să mă stabilizez și cred că am terminat, a fost ok, am terminat cu bine. În noiembrie am început în lacul Paltinu, aveam în jur de 8 grade. Atunci am avut primul contact cu apa rece, a fost ok, după aia am început să scad. Matei Gircanea. Două cuvinte aș vrea să spun. Vreau să-l felicit pe Paul pentru performanța deosebită. Să știți că noi nici nu ne dăm seama cum a fost și nici nu putem să o realizăm până nu încercăm fiecare așa ceva. Este în afara limitelor pe care noi le cunoaștem despre sport și despre not. Și le spuneam în vestiar, îl felicit și pe Vali. Această cursă n-a fost despre not, a fost despre puterea minții. După această experiență vom putea vorbi și despre not. Paul a dovedit că rezistă și are o putere a minții și o știință de a reuși să reziste în această temperatură. De acum încolo putem vorbi și despre not la campionatul mondial. Acolo va fi despre tactică, despre timp. Această experiență ne va învăța pe toți să învățăm câte ceva despre acest sport cu totul nou în România. Și vreau să-l felicit pe Paul, nu numai despre performanța deosebită de astăzi și cele din anii trecuți, și pentru emulația pe care a creat-o. Deja sunt încă alți câțiva notători care îi urmează. Și această emulație se dovedește prin numărul mare de copii și prieteni ai sportului care au venit astăzi și care îl urmăresc în toate felurile. Felicitări încă o dată echipa. Acum putem estima un timp sub 13 minute la 1000 de metri. Am discutat și cu observatorul. Va fi important pe ce culoar va fi. Practic, la Murmansk va fi săpat în gheață un bazin de 25 de metri. Și am discutat un pic după ce a reușit Paul despre poziționarea pe aceste culoare. Practic, el va fi în seria principală, conform timpului înregistrat astăzi. Undeva timpul lui, practic, va fi în finala, deși sunt serii contra cronometri, el va fi în cea mai bună serie a concursului. Iar timpul estimat va fi undeva sub 13 minute. Sunt câțiva oameni în lume care înoată sub 13 minute, nu sunt prea mulți. Felicitări lui Paul. Cred că n-aveți idee ce înseamnă să stați 2 minute în apă cu gheață, dar aminte 22 și să notați. Este o performanță practic incredibilă. Mă simt foarte bine pentru că sunt alături de voi. Mulțumim Diamond Club. Can you tell me a few thoughts about how Paul managed to swim during Excellent. He had done a lot of training, a lot of cold water training, so it's different from a pool. Now you're swimming in icy water and things happen to your body. Been following Paul and working with him and talking for the past basically 3 months. We met 15 months ago. We had this plan that mm-hmm. he should do this. He's the first Romanian to complete. He would be, I think, 250th person in the world. Mm-hmm. So can you tell me what will be the differences in the World Championship from this sure. day? The World Championship Murmansk, Russia. Mm-hmm. It would be, the distance would be 1,000 meters. Expected water temperature would be 0.5, 3.2 today. Mm-hmm. Air temperature was maybe 8-9. Russia would be water temperature 0.5 and air temperature could be minus 20. Mm-hmm. But it's the same pool, 8-lane pool with 25 meters long, and it would be 1,000 meters. Paul, who's a very fast swimmer, he will
it would be a big challenge because you're dealing with the best in the world. When you are saying the best in the world, in terms of what? In terms of speed. Okay. It's all about speed now. And to give you an idea of times, I mean, 12, 15 would one two years ago. Okay. Talking to Paul's coach, he would have to perform not to that standard, that's Olympic standard nearly. He would have to, if he got around about 12, 40 would be incredible. Can you tell me how much swimmers, how many swimmers will be present in the... 1,000 meters, they'd be, I think, about 150. So to see Romania come to that stage is a dream. Yeah. To see a new country that I helped. Can you tell me what do you need as a swimmer, as a athlete, to compete in this kind of competition? What? You know, Paul would be... He's an open water swimmer. You have to have that kind of toughness of not a pool swimmer, an open water swimmer. And Paul has that because he's gone on to do English Channel and Catalina Channel and other things, other lakes around the world. You have to have that kind of adaption. You have to adapt. Paul, 3 months ago, started to adapt. Not many people can. Some people get into the water and say, no. Not for me. It's kind of dangerous. It is dangerous, yeah. It's dangerous. No one has actually died from what we do. What's the rate of abandon in this kind of competition? In Russia, you would probably get 20%. 20%? 20% will not be able to make it. To finish, yeah. Because it's the water temperature is so difficult. Mm-hmm. It's very, very hard in the body. And it just becomes... where you can't move your arms. In the past few years, more elite swimmers have come into the icy water. It's different now because now they have speed, so the cold doesn't affect them as much. Where before it was about, can you complete? This time now it's about who is the fastest. Yeah. It has evolved. Yeah. And it's exactly where the sport should be. Emotions are high because he's the first Romanian to do yeah. this. It's great to see so many people and the school support him.